Pace? Ce mare har să fim azi în casa Domnului. Ce mare har să mai avem încă o zi în care să ne întoarcem la El. Cu toate că azi mă bucur, cu ceva ani în urmă, făceam orice, doar să nu ajung la biserică. Și de obicei, duminica dimineața, dormeam, pentru că sâmbătă noaptea o petreceam în oraș. Am fost oaia neagră a familiei, oaia neagră a bisericii, oaia neagră a școlii și părinții mei au încercat toate metodele pe care le-au știut ca să mă aducă pe drumul cel bun, dar n-au reușit. Nu-mi plăcea la biserică, îmi plăcea să stau cu prietenii mei de la școală pentru că acolo orice prostie făceam, eram lăudată și mă simțeam mult mai bine cu ei. Prin clasa 8 am început să fumez, prin clasa 12 am început o relație cu un băiat care n-a fost după voia lui Dumnezeu, o relație în care am fost abuzată fizic și psihic și, din păcate, la rândul meu, am făcut același lucru. Însă, în tot acest timp, Dumnezeu n-a renunțat la mine, slăvit să fie El. Am citit la un moment dat cartea Crucea și Pumnalul, dacă n-ați citit-o, vă recomand din toată inima. Am fost foarte cercetată și am vrut să merg la drum cu Dumnezeu, dar anturajul a fost mai puternic decât mine și m-a biruit. Mai târziu am fost cu niște frați misionari din America, în Republica Moldova, la niște orfelinate și din nou am fost cercetată de Duhul Sfânt. Însă din nou întors acasă, anturajul m-a biruit. Am să vă povestesc puțin mai târziu cum am întors la Dumnezeu. Dar când m-am întors, am găsit o cântare care mi se pare că a fost trimisă de Dumnezeu pentru această perioadă din viața mea, când Dumnezeu, cu dragoste și cu răbdare, bătea la ușa inimii mele, cu toate că eu îi răspundeam mereu nu. Am să-i mulțumesc toată viața pentru îndelunga lui răbdare și pentru dragostea lui mare. Vă rog să cântați cu mine dacă știți cântarea. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge, fața lui e numai răni, pieptul numai sânge, fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Cine ești, străin pribeag? Cine ești? De-al cui dor tu privegești? Cine ești, străin pribeag? Cine ești? De-al cui dor tu privegești? Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor,
un om al durerilor. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplu. A bătut la ușa ta.